normal așa. Bună dimineața! Încercați să amânați deciziile importante. Berbec, astăzi ești ușor obosit și dornic de a te relaxa. Încearcă să uiți de grijile cotidiene. O activitate potrivită ar fi în domeniul artistic, mai precis în muzică. Taur, încearcă să nu pui nimic la suflet astăzi. Alege să-ți petreci timpul cu persoanele pe care le simți apropiate. Seara, dedică-o activităților relaxante. Gemeni, pentru evitarea unui conflict cu superiorii tăi, ar fi de preferat să nu te lași domina de impulsuri emoționale. Poți resimți un conflict între gânduri și sentimente. Rac, astăzi ești subiectiv, de aceea ar fi de evitat orice dezbatere de idei. Sfârșitul de zi îți canalizează energia către planificarea carierei. Leu, o bună parte din zi este posibil să te simți nesigur în legătură cu unele planuri de viitor. Ultima parte a zilei îți readuce energia și cheful de viață. Fecioară, astăzi este posibil să lași mai mult de la tine în relațiile parteneriale. Nu te lăsa acaparat de ceilalți și temperează-ți tendința de a reacționa la nervi. Balanță. Concentrează-te pe aspectele ce țin de locul de muncă. Spre sfârșitul zilei, lași în urmă aceste lucruri și te axezi mai mult pe relația cu partenerul de cuplu. Scorpion, simți că a venit perioada să refaci un program de dezvoltare personală. Acest lucru te motivează să depui mai mult efort și să convingi persoanele care te pot susține financiar. Săgetător, acasă, în mediul tău intim, îți poți încărca în liniște bateriile după o săptămână plină. Treci peste dispoziția mai emoțională, fiindcă odată cu seara va reveni și voia bună. Capricorn, la serviciu vei fi provocat astăzi să încerci să dai o notă obiectivă părerilor personale. Nu lăsa emoțiile să îți influențeze discursul. Vărsător, proiectele tale creative îți dau astăzi nesiguranță financiară și poți risca să iei decizii nu tocmai inspirate. De-abia spre sfârșitul zilei îți vei clarifica gândurile. Pești, astăzi poți traversa stări diferite de dispoziție. Ocupă-te mai mult de propria persoană și de activități care te ajută să evadezi puțin din cotidian. Atât pentru moment, să aveți o zi cât mai frumoasă! Muito